Bine m-a regăsit, prieteni! Uite, mă gândeam, am și zis la început și musai să-mi asum acum câteva luni, mă gândeam așa, bă, dacă îți nebuniile astea cu, cu, Ucraina la graniță și după a început și războiul, mă gândeam așa, guvernul ăsta va fi destul de speriat astfel încât să facă reformele. Alea pe care nu le-au făcut nimeni de 30 de ani sau de 100 de ani sau de 150 de ani. Adică vor merge pur și simplu, băi, să vedem ce e de făcut, unde trebuie să, să, rezolvăm problemele, ce facem, hai, uite, este și PNRR-ul ăsta, mai sunt și împrumuturile, avem 110 miliarde la dispoziție, cu 110 miliarde alții construiesc o țară, Păi, noi numai trebuie să facem niște reforme. Hai să vedem ce la, trebuie să, la ce trebuie să ne anunțăm. Numiri politice, gata. Nepotisme, gata. Băgăm în educație, hai să băgăm în educație. Băgăm și în apărare, că musai să băgăm în apărare. Dar hai să vedem lucrurile astea care îți dau senzația că nu merită să rămâi în țara asta. Oare cum le rezolvăm? Da? M-am înșelat. M-am înșelat. L-am văzut pe domnul Ciucă, generalul Ciucă, premierul Ciucă, în ziare.com spunând, încurajez tinerii să-și facă un viitor în țara asta. Păi nu-i rea ideea. Nu-i rea expunerea. Dar acum, trebuie să recunosc că și Ciucă mi-e simpatic pentru că mi se pare că e la fel de naiv ca și mine. Acum, sigur, nu vreau să fac procese de intenție, dar nu aștept de la generalul Ciucă să aibă discursuri senzaționale, aplaudate în picioare pe stadioane, eventual și cu valuri de la de Real Madrid sau Barcelona. Nu, omul are un trecut cazon, acolo este un anumit limbaj, o anumită atitudine, este mare lucru că pare blajin. De obicei, cine vine din militărie, se... e militaros, da? Dar generalul Ciucă vine și cu o bună credință de aia, de naiv, de picat din cer, ca și mine, stați liniștit, și ca și mulți alții, vine și spune, domnule, să vă faceți un viitor în țara asta. Bine, hai să vedem cum facem un viitor în țara asta. În același timp, citesc despre aliații de la guvernare ai domnului Ciucă. PSD-ul. Bă, nu scoți pomana din PSD, poate să se dea ciolacul cu deșeptor ori să meargă la vânătoare cu Omar Haisam, că tot nu scoate pomana din PSD. Înțelegi? Ăștia înțeleg social-democrația cu mici și bere. Au plecat la Walt, acolo la baronul Stăniescu, da? la Walt, da? și au dat mici și bere. Cinci mici și bere și o bere pentru oamenii Bă, și s-au pus la rândurile, la cozele, mii de oameni. Bă, tată, o mie de oameni. 3 mici, cât costă? 5 mici. Vreau 15 lei. O bere, 2, 3, habar n -am. Zicem 5 lei. 20 de lei costă totul, da? A 4 euro. Băi să stai la coadă o mie de oameni pentru un lucru pe care ți l-ai fi putut cumpăra cu 4 euro. Mi se pare ce să mai rămâi în țara asta, tată? Cum să mai rămâi în țara asta? Da? Și vine partidul de guvernare, cel mai mare partid al țării și după sondaje și după scoruri, acum ăsta este PSD-ul. La vârf degeaba îmi spune Ciolacu, degeaba îmi spune Dâncu, degeaba îmi spun 2-3 oameni că, domnule, ne schimbăm, uite, altă garnitură. Băieți, nu este altă garnitură. Poate că a schimbat garniturile la țevi, dar țevile toate scrăpate și puși capa prin ele. Înțelegeți? România se vede ca o țară foarte ieftină la oameni. Da? Foarte scumpă la mâncare, foarte ieftină la mâncări dacă vreau să mănânc ceva în România, trebuie să mă scobesc bine în buzunar. m am spus, am fost în Valencia, pe păi, am mers și într-o seară la un restaurant de lux, șapte persoane. Am plătit 120 de euro, aia echivalentul a 600 de lei. Șapte persoane. Dar cu vinul, cu un Rioja, cu o caracatiță, cu ceva. Să ne vorba aia, ghilimele, simtem bine. Păi șapte persoane la 700 de la 600 de lei nu mâncam în sara asta, cred că, decât la o crâjmă de aia. Cât de cât mai spălățică că da, de cartier. Că dacă intram într-un restaurant de lux, se uitau la mine și îmi plecau 100 pleca de euro instant din buzunar. Adică, exact ce v-am spus, scumpă la mâncare, ieftină la mâncăi. Și spui copilului să rămână în România, să construiască aici. Problema mare în România, știi care s-au învățat cu îmboierirea. Partidele s-au învățat că nu există alt sistem decât îmboierirea. Nu există social-democrație, liberalism, creștin-democrație, etc., etc. Nu. Îmboierit. Dar eu ajung la putere. Evident că mi-aduc, băi, nepotul și ăla și mătușa și băgăm acolo și prin teritoriu. Vreau să fiu primit ca un zeu, pită și sare, contorul de gaz, soborul de preo să-mi cânte slavăție, germane. Înțelegi? Uh, și după aia mi-am făcut plinul, nu mai pot, mi-am făcut praf organigrama cu nepoți. Și mă duc la colegul meu, alt îmboierit. Și știi cum se zice? Ca să vezi. Și o chestie reală din ministere. Niciodată uh, nu se spune, bă, uite, este un tip, a terminat Sorbona sau a terminat Cambridge sau ubb sau Universitatea din București sau aia din Iași, Timișoara, etc. și foarte competent în chestia asta. Nu. Știi cum merg unul la altul? Auzi, uh, colega, am un băiat țâță de mâță. Băi, de încredere, ideal nostru, merită. Iar și tu acolo că la mine e plin. Bă, și -l ia -l, la. De ce ia? Că vine vremea când mai ții minte mâna asta care a la mâna asta? Păi hai amândouă să ne spălăm pe obraz. Înțelegeți? Este un sistem de complicități care pur și simplu face un fel de plasă de siguranță. Un zid. Zidul Berlinului, cu ce au fost am pe lângă zidul ăsta pe care partidele îl pun în, în calea tinerilor de la noi. Ce să faci tu? Ai studiat în străinătate și unde vrei să te angajezi? Păi uite, am făcut politici publice în administrație. Aha. Și cine te-a trimis? Povesteam ieri cu o doamnă venită din America. Și eu zic, mă, în America, acolo, am avut bursă, am lucrat în America, bibliotecară, biblioteca mi-a oferit o bursă să continui și masterat adică mi-a fost recunoscută munca. Și m-am întors totuși în România, Făcut mi prea târziu, nu știu ce demersuri ca să fie totul legal acolo și am zis, bă, să nu mă prindă să fiu ilegal bă, înainte de a expira viza vin în România și uite poate găsim și aici că na, dor de mamă, dor de tată și exact ca în America au zis că m-am dus la instituțiile astea publice aveam deja experiența americană știam să organizez muncă, și acolo bibliotecile sunt biblioteci nu câte astea cu 3000 de volume ca la noi Bun. și m-am dus la instituții da, și la privat, și la tot. Și la stat se uitau lung la mine. Așa, bine. S-au dus inclusiv la o instituție de asta, la poliție. Domne, știu să organizez tot felul de lucru. Uite câte, care sunt calificările. Și întrebarea lui aia de acolo a fost, dar vă așteaptă cineva la resurse umane? Nu. Apoi de ce mi-au lăsat aici? Păi știți, de aici trebuie să plece la resurse umane nu, nu vă așteaptă. Cine vă a trimis? Am venit, uite, am venit din America, am experiență asta. Nu, ok, vă, 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 mai sunăm. Da? Față de privat. Da? Care au zis, mă bucur că ați ales firma noastră, în măsura în care, așa, vă vom suna, totul a fost politicos. Știți, și atunci te gândești în două țări. Una fezandată de politicieni. Ce am făcut eu? Păi am făcut o țară privată, exact ca armatele private, cu popor privat. Da? Nu putem să facem armate private, că e dă sol la dictatură, da? ne ia la lingurică. Dar am ajuns la putere, îmi fac poporul meu privat. Tu îți faci poporul tău privat. Băi, când ajungi la putere, nu-mi da afară din instituțiile statului poporul meu privat, că ajung eu după aia și dau și pe al tău. Și încet, încet, eu nu-l dau pe al tău, tu nu-l dai pe al meu. Ne ducem odată tu, odată eu și așa mai departe la guvernare. S-a colmatat toată țara. Și zicem, Domnule, la un milion trebuie și un pic de, de funcționari. Ce să facem? Ața bugetare avem. A, în ultimele patru luni, încă vreo 35.000 de, de bugetari. Funcționărime, că nu s-au angajat nici profesori, nici medici. Funcționărime. Acum, în epoca digitală, da? digitalizări în care dai un enter și afli tot. Dar dacă n-ai ștampilă rotundă, dacă n-ai mapă de aia sau cu, cu șină, ai pus-o. Între timp, da? în timp ce pentru mici, pentru bere, pentru pomeni, pentru tot felul de chestii de astea, bașca pensiile speciale de 2 miliarde de euro, sunt bănuți, au mers olimpicii. Băi, când mergi, când ești olimpic la național, înseamnă ceva pentru tine. Da. Adică te gândești, wow, și, și chestia chestia că mergi nu știu unde, în altă parte, un fel de excursie, te întâlnești cu colegi, prima seară, așa, o chestie de, de tu de unde ești, e altceva, Știi cât au fost uh, premiile? Uh, locul 1, 150 de lei, aia 30 de euro. Locul 2, 85 de lei, aia înseamnă vreo 17 euro, dacă nu greșesc. Locul 3, 65 de lei. 65 de lei înseamnă 13 sau 14 euro. Bă, mai bine nu le dădeai. Banii ăștia mai bine nu le dădeai. Dacă n-ai fi un ministru, vai de capul tău, un traseist, care are o singură ancoră în lumea asta, Iohannis, Uh, ai fi zis, eu așa ceva nu dau copiilor. Mă duc. Cei, duminică? Nu-i mai dacă e timpul meu liber. Mă duc și pe unde au fost, fac un tur de asta de forță, sâmbătă și duminică și le strâng mâna. Bună ziua, eu sunt ministru. Mă bucur să te cunosc, domnule elev. Te felicit că ai luat premiul 1, premiul 2, premiul 3, premiul 4, pe toți participanții. Sigur că acel copil auzea de la mine, auzea de la tine, auzea de la tot felul de neamuri. Bă, trasei istoria la sansoarele lui. Dar îi rămânea. Băi, a venit ministrul și m-a felicitat. Adică, mai mult decât, ține mă și tu 12 acolo. ia și tu niște înghețată în drum spre trenul ăla în care raps frig și putea bășini. Da? Despre asta este vorba România, domnul premier, domnul general, domnul Ciucă. Despre faptul că pur și simplu se taie aripile. Știi, când aveau la țară gâște ca să nu zboare peste râturi, peste tot felul de, de pâraie de acolo, când creșteau un pic, li se tăiau penele și nu mai puteau zbura. Ceva în genul ăsta se întâmplă cu copiii noștri. Noi de aia încurajăm să plece. Și nu intrăm în mitologia aia. Știi că există o nebunie în România extreme. Pe de-o parte, domnule, nu-i bun învățământul, nu-i bun învățământul și vin ceilalți. Domnule, păi stai să spun. Păi nu vezi ai noștri când merg în Occident că vârfuri. Câte vârfuri sunt la 5 milioane de oameni? Sau la 4 cât s-au plecat? Nu? Și vârful ăla, dacă sunt vârfuri, sunt vârfuri pentru că au efortul propriu de partea lor. Sistemul nu. Uite, aseară la, ieri am fost la o sindrofie, de aia am băgat decât o emisiune. Și la o fermă unde ne adunăm noi. A fost o familie de ucrainieni, el sirian, însurat cu ucrainean, că după ce au fugit din Siria, o trebuie să fugă și în Ucraina, Era chiar din Harkov, au venit în România. Oameni foarte fain, cu un copil, după ei, minunat. Vorbeau în engleză, jos pălăria. Și au zis, Educația. La noi se face foarte serios o limbă străină. Bun. Și m-am întâlnit după aia cu un român canadian. Amic de-al meu. A fost și ungru, au fost și români, au fost de toate națiile. Și îmi zice Călin, băi, la noi în Canada, nu mă întreba în ce stat, că nu am întrebat, să știi că din clasa a 10 -a, post, ai 5 materii. 5-6 materii pe care ți le alegi. Dacă ești foarte bun într-un domeniu, îți alegi și din clasa 11 -a o materie și o faci cu profesorul online de acolo. Dacă sunteți deja 8, ca grupele, dacă care vă alegeți aceeași materie din clasa 10 -a, dar materia din clasa 11 -a, vine profesorul fizic. Da? Bun, să vă predea. Așa faci în clasa 10-a pe a 11-a și între a 11-a și 12-a și între a 12 -a, o materie pe care o faci în anul de facultate. Opțional, nu te obligă nimeni. Dar ideea este să vezi, îți place? Poți să faci în viață ceea ce îți place? ăsta e drumul tău? Nu e nicio problemă dacă drumul tău l-ai crezut lin și dintr-o dată nu mai ai chef de el. Te poți redimensiona, pentru că ideea este să îți placă ceea ce muncești. Atunci când îți place ceea ce muncești, aduci plus valoare în jur. Nu, nu te duci la, la lucru ca, un, știi cum zic, ca, zici ca ca câinile la legătoare. Înțelegi? L-am întrebat de curiozitate pe fiul meu. Acum am povestit înainte de a pleca la emisiune. Mă copile, voi câte materii aveți? Că uite, în Canada, tata, noi avem 15 materii. Cum adică 15 materii? Păi 15 materii avem, dar de fapt numai două sau trei. Alea de bacalaureat, că în rest în clasa 12 -a, nu mai învață nimeni. Și plecăm de la nu știu ce muzică, plecăm la matematică, doamna de nu știu ce materie importantă o lia pe nu știu care olimpii de la... Așa? Adică facem doar să sune. Că nu cumva se trezească sindicatele să spună vai, dar cinci materii în clasa 10 -a? specializare de acum. Lasă, dragă, să fie academician. Și merge domnul academician la 18 ani cu liceul gătat, hăpt în fața femeiului după ajutor de șomaj. Înțelegeți, la noi este sistemul la sovietic, de bifat. Domnule, am bifat. Avem învățământ gratuit de 10 clase. Zâsă mortu. Băiatule, dacă vrei să faci într-adevăr educație, îți garantez eu că mă costă pe mine de măru pe în două. Meditații trebuie să dai din clasa 5 -a la matematică. De ce? Nu pentru că e prost copilul sau pentru că e prost profesorul. Pentru că programa este atât de stufoșită că nu poate fi predată într-un an. Și atunci în loc să ai o săptămână la un capitol, ai o zi sau la o problemă, la, o, la ceva la suma lui Gauss, de exemplu, că am luat chestia asta cu suma lui Gauss. Ai o singură zi. A, trebuie explicat într-o săptămână. mi a explicat uh, prietenii mei din Franța, uh, profesori. Și au zis, atenție, copilul nu poate percepe atâta uh, uh, abstract. Suma lui Gauss este o chestie abstractă. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 9926. Cât fac toate astea? E o chestie foarte abstractă. Ai nevoie să, se să, să, să limpezească, să metabolizeze un pic abstracția asta. Și noi facem într-o zi. Da? O grămadă de chestii pe care le facem într-o zi și atunci profesorul este blocat și ce? băieți, materia este un tren în gară, nu merge foarte repede în gară, dar nici nu oprește, așa că încercați să vă suiți în el din mers. Unii se suie, alții nu. Și atunci, ca să fi sigur că are tren, dacă iară mă duc la barcurile cu ardeleni, să ai lucrul tău, îi dai meditații. Și după a vrei să facă un pian. Pe în școală nu se face pian, un instrument, nu se face instrument. Ai vrea mai multe ore de limbă engleză, nu se fac. Și atunci, pian, engleză, un instrument, o, o matematică, o română pentru că româna nu mai româna aia să îți placă o carte și să o descrii sau să ai o, o discuție cu profesorul, să spună uite, ce mi-a plăcut în carte, ce nu mi-a plăcut. Nu! Româna este pe, pe o anumită, nu știu cum se zic, pe patul lui Procus. Băi, n-ai scris acolo uh, uh, sintagma asta? S-au plecat 20 de sutimi. N-ai scris în ce volum a apărut schița, în ce an, la ce... 50 de sutimi! Și competiție, tată, că toată școala românească pe sistemul sovietic este pe competiție. Sigur, se fac olimpiade. Unii spun că e bine, alții spun că e rău. Sunt țări în care nu se fac olimpiade și de 10 ori mai dezvoltată educația decât la noi. La noi, ideea de competiție, ideea de statuie, de premiu. Și când mergi la premiu, trăiești tu 12 euro că ai luat premiu 3. La o 30 de euro. Doi să-ți plătească măta măcar două ore de meditație. Despre asta este vorba, domnul premier. Domnul ministru al educației, despre asta este vorba. Despre. Am vrut să zic Balcani, Aș greși. Aș vrut să spun Imperiul Otoman, Stambul, Aș greși. Despre îmboierire. Și îmboierirea aia e o funză, e o, e o, o, o natură perenă a acestei țări. Care, paradoxal, și-au găsit un dram de perenitate. Un pic așa, un pasă. Că a fost Olimpiada de Franceză en passant, ai văzut cum am zis? Aș putea lua locul 3. Dați-mi și mie 65 de lei, domnul ministru. Pa!